grup de soldați ruși și acuză comandanții că i-au trimis la închisoare în estul Ucrainei pentru că au refuzat să mai lupte. Este o expunere publică rară a tensiunilor din rândurile armatei ruse cu privire la invazia din Ucraina. Conform Digi24, un avocat care conduce organizația de sprijin, ombudsmanul militar din Moscova a declarat că cel puțin 4 soldați ruși au depus plângeri scrise la Procuratura Generală, cerând pedepse pentru superiorii care au decis reținerea lor. Într-o mărturie scrisă trimisă procurorilor ruși la 1 august și analizată de The Guardian, un soldat a descris cum, după ce a fost refuzat să se întoarcă pe câmpul de luptă, a fost închis timp de peste o săptămână în diferite celule de pe teritoriul Luganskului, controlat de ruși. Vladimir a povestit că a fost reținut în 19 iulie și plasat într-o cameră cu gratii la fereastră, unde a fost ținut fără mâncare împreună cu alți 25 de soldați din unitatea sa, care au refuzat să lupte. La scurt timp după aceea, Vladimir, un soldat al cărui nume a fost schimbat la cererea lui, a spus că a fost transferat în orașul Briansk din Lugansk, unde a fost ținut într-o fostă școală transformată într-o bază militară împreună cu alți aproximativ 80 de soldați din diferite unități, care au refuzat și ei să mai participe la invazie. Serviciile de informații occidentale au susținut că Rusia își va epuiza în curând capacitățile de luptă și va fi forțată să-și oprească ofensiva în Ucraina.